Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Euro Truck Simulator 2 și cum altfel decât cu un transport special. Astăzi nu o să mergem cu remorca noastră, o să o lăsăm aici în Budapesta, pentru că în Budapesta suntem. Mergem să lăsăm remorca acolo și să luăm o remorcă cu prefabricate, să o ducem la Tirana. Hai să vă arăt un pic despre ce este vorba. Ziceam că suntem în Budapesta, trebuie să mergem la 3DU și ne ducem jos undeva până pe Cilișa. Trebuie să ajungem. Noi am mai ajuns prin Tirana, dar cu autocarul, când am avut un transport special. De data asta o să venim pe aici, pe jos, direct, Luca, Sarajevo, intrăm pe la... Nixic pe aici, frumos, elegant și coborâm spre Tirana. Sper să nu avem evenimente neplăcute, așa cum spun eu. Hai să luăm cursa și să ne vedem de drum. Ia, auză-l ce frumos toarce. Auză-l, mă, ce frumos toarce, bă, băiatule. Bun. Binele le avem. Intrăm frumos la domeșiliu. Totul e ok. Te-i dăm bice. Ia, auzi ce frumos faci. Auzi ce frumos faci. Ce frumos toarci. Calitatea grafică e, cred eu, ce trebuie, nu mai spunem, avem PNG, avem reshade, avem chiar și ceva mod privat ce ne ajută să ajungem la o calitate mai mult decât dorită. Așadar, să ne bucurăm de imagini și să vedem ce iese din cursa asta, sperăm să nu avem probleme. Hai să intrăm la firmă. V-am spus, avem niște prefabricate aici. Dacă vă întrebați în legătură cu chestia dacă am făcut update la 1.5.0, nu am făcut update la 1.5.0. Așa că uite, asta e cursa, panouri prefabricate, 19 tone. Ok, bineînțeles o să modificăm noi un pic, dar hai să lăsăm remorca noastră undeva ca să nu încurce. Am lăsat-o de fapt. ne-a luat-o aparent în momentul când am acceptat această cursă. Aș fi vrut totuși să mă lase să o parchez unde vreau eu. Cred că ar fi trebuit să fac asta eu înainte de Ana. Nu mi-am dat seama. Astea sunt panourile, ăsta este camionul, un camion, zic eu, destul de frumușel. Noi l-am mai avut pe mână, așa că trebuie să-l punem la treabă. Își merită bănuții. Da, bun. Ce mai? Hai să plecăm la drum, dar ziceam că vreau să urmez traseul din această zonă, pentru că pe aici am mai mers. Și vreau să îl păcălesc cumva, chiar dacă o ocolesc un pic, mă interesează numai decât să... numai decât să merg pe partea asta, pentru că nu am mai mers și chiar sunt curios cum arată această zonă.
Nu cred, nu cred, nu cred așa ceva. Stai că m-am încadrat prost. Vezi, dacă nu m-am dus din cabină, mai bine merge din cabină când conduc. Cerc eu întotdeauna să mai prind câte un cadru din afară și uite că îmi dă cu virgulă. Nu-i nimic. Luăm mai larg. Și data viitoare nu mai facem prostia să prindem un cadru din third person. Evităm pe cât posibil și încercăm să stăm la volan. Eram sigur că trebuie să fie și un roșu, că n-ai cum. Ok, dar bine, am forțat un pic mai mult. N-are nimic. Avem bani, are balta pește. Are balta pește, dar încercăm pe cât posibil să respectăm regulile de circulație. Avem un pic de ceață, după cum se poate observa. Menționez încă o dată, nu avem versiunea 1.5.0, ci 1.4.9. Nu am făcut update la 1.5.0, am auzit că la unii e încă instabilă, dar eu am zis, bă, să nu mă duc încă, pentru că modurile mele sunt pe 1.4.9 și n-aș vrea totuși să pierd modul ăla de autobuz, pentru că îmi place foarte mult. Simplu ca bună ziua. Da, cred că o să înceapă să plouă. După cum văd eu toată situațiunea, nu știu de ce, dar ceața asta e prea realistă, nu? Ce părere aveți? Este așa sau nu este? Un pic, avem magnetul pus. Avem magnetul pus, ne permitem. Au, asta a durut. Na, băbiță, cu tot cu magnet ai luat-o. Deja două ameci, bă, nu e bine, mergem în pagubă. Hai să lăsăm un pic mai pe slowdown și să respectăm viteza, că riscăm să ajungem fără bani la destinație. Nu de alta, dar totuși am niște pretenții de la mine. Șur, mamă, ce real se vede aici. Doamne, ce minuni. Ce minuni poate să facă un mod foarte bun. Ce minuni poate să facă un mod foarte, foarte bun. Am tăiat un pic curba acolo. Da. Da, așa e când încerc să mai prins cadre din afară, dar nici nu am cum să nu vă ofer și astfel de cadre, pentru că sunt interesante.
Acum scuzați stângăciile când nu sunt la volan, nu prea are cum să-mi iasă totul ca în realitate. Imediat o să ieșim de pe autostradă. Încerc să evit autostrăzile, sincer nu mă încântă deloc să merg pe autostradă. Nu am ce mă face că, na, uneori depind și de timpul de livrare. Dar încercăm să le evităm pe cât posibil. Doamne, dar ce ceață, bă, băiatule. Uite-te și tu un pic. E bai, 7 și 8 minute. Nici nu m-am uitat când trebuie să ajung. Dar știu că nu am cum să întârzi, chiar dacă ocolesc un pic. Combustibil, mai avem vreo 3 liniuțe, 4. Vedem să alimentăm de cum ieșim din Budapesta. Sau din Ungaria, mai bine zis. În curând o să venim și cu un clip, de fapt o să vin, cu un clip pe harta României. Am mai făcut progrese acolo, harta României realizată de Alexandru Tim. Trebuie să vă arăt ce și cum. Un clip, poate un live, nu știu, vedem, în funcție de timpul pe care îl avem.
Opa, apare Sorinel. Ce ai făcut, Bobiță? Altceva, tată. Altceva când îl vezi pe Sorinel. Ușor că te dărâmi. Scăpa de ceață. Asta e bine. Ne-a zăpăcit cu restricția aia de 80. Bune dacă nu. Ne-a dat cu 80 ăla de ne-a tăvălit. Reducem viteza.
Scăpăm noi și de autostrada asta. În curând, nu mai durează mult. Asta zic. €7. Nu e mult, mă. E bine, mă, ce ai. Mai mult am luat amenzi. Mai mult am luat amenzi, zice, bă. Da, să vedem. Aici trecem o leacă de vamă. Sau ce-o fi? Pe ceva îi. Cântar, oare? Părea că-i cântar. Ok. Ne lasă pe aici sau nu ne lasă pe aici? Să mergem pe aici. La Gigi. Ce astea ăștia controlează tot. Opa! Totul bine, asta zic. Are o călătorie plăcută, ce ai? Dacă nici eu nu am călătorie plăcută, apoi... Vorbesc de cauciuc acolo, a făcut un explosiv, un coleg. Mă, iar e ceață. Nu urează ce se întâmplă. Nu vreau ploaie. Nu vreau ploaie. Fără ploaie astăzi. Intrăm din coace. Viață, nu, viață. Ok. Ăla că ți dă acolo. Ah, uite că i-a dat drum. Ajungem din urmă, mă. Vă rugăm, așteptați. Ce am să fac? Aștept. Aștept că n-am ce să fac. Asta zic. Mulțumesc. Hai că am trecut de punctul ăsta de frontieră. Atât am văzut. La drum că se filmează, tată. Trag ăștia-n poți. Ce ai? Ia uite ce frumos.
Și pricepem, bă. Gata și cu autostrada, atât am vrut să aud. M-a terminat și autostrada asta. De-aia am și luat-o eu pe aici. Mă las în pace cu autostrada. Bucurăm și noi de minunățiile astea. Un lucru aici. Da, parcă drumul ăsta în lucru era și acum vreo 6-7 ani să mă bată tata. N-au mai terminat ăștia cu lucrările pe aici, că bănuiesc că băieții ăștia la SCC când au făcut zona asta au făcut-o din anul curent sau nu știu ce să zic, adică da, în fine, nu știu. Eu pe aici am trecut în realitate și da, cam așa arăta când am trecut eu acum vreo 11 ani, să zic. Obligatoriu la stânga așa, dar dragilor. Ce drum pe aici, a? Cât de real arată, bă, frate. Este? Out. Deci spuneți voi dacă n-arată real. Și culori și tot. Eu v-am spus că am nenorocit grafica. I-am dat la cioale. Pe aici n-am mai mers, e prima dată. Bucurați-vă de imagini, că nu mai vedeți așa ceva. A apărut un DLC nou cu JCB-uri. Știu că sunt, erau moduri cu așa ceva, dar trebuie să susținem oamenii ăștia. Și am luat DLC-ul ăla, nu e nici foarte mult, acum el e la reducere. 5 euro am dat pe el. Am zis să ajut și eu creatorii că știți, când e muncă, e muncă, tata, trebuie să ținem cont un pic. Am plecat. Am greu la deal, ce e adevărat. Ne descurcăm, dar cam greu. Ora 12. Oho, și mai avem treabă. Restriție de 60 aici. În cazul să reduc un pic. Nu mai am chef să iau amenzi. Pe bune dacă nu. Deci chiar nu vreau să mai iau amenzi. Ai 10 în tunel.
Posibil. Nu știu. Nu mai țin minte de când n-am mai fost pe aici. Mă refer în realitate. Dar cred că da, cred că 60 era. Asta textura drumului, trebuie să recunosc. Să facem stânga undeva pe aici. Banda din dreapta nu e atât de îngustă. Am înțeles. Deci achitarea acestei taxe se face în partea cealaltă. Curând va trebui să apară și DLC-ul pe Grecia. Iară și un DLC foarte așteptat de mine. Un DLC care, sincer, îl urmăresc de ceva timp, pentru că, după cum bine știți, cei mai mulți dintre voi, eu am locuit în acea zonă foarte mult timp, în Atena mai exact. Cunosc destul de bine și da, de ce nu? De ce nu? Cred cu, cu siguranță că va fi un DLC, un DLC reușit. Restricție de 70 pe aici aparent pentru camioane. Ok. Să mai încet atunci. N-are rost să mă grăbesc. Vedere de tensiune ceva, un scurt. Băi, ești nebun. Am avut un scurt ceva. S-a întâmplat ceva la camionul meu. Vititelul de el. Trebuie să mă învârt, ia uite și poliția, noroc că am redus. Trebuie să mă învârt după benzinărie să alimentez, dar vedem și să nu fie aglomerat undeva, nu știu. Vedem. Dă-ți tărelu în stânga aici. Ia banii? Ia lua banii. 14 cu euro. Nu e rău. Nu e rău, mă, taci din gură că e bine. E bine rău de tot.
Restricție de 70 pentru camioane. Garajevul dreapta. Următoarea intersecție, bifurcație. Am greșit drumul. Am greșit drumul, mâncava și talentul vostru. Am greșit drumul, bă. Păi cum dracu, mă? A, am văzut Sarajevo și am văzut aeroport. Bă, ești nebun. Scria aeroport acolo, bro. No, bine, mă. Se întâmplă și în realitatea să greșim drumul. Mai ales la început, să știți că s-a întâmplat. S-a întâmplat, a, dar n-avem mult, n-am ocolit mult. Asta este, na, ne asumăm, ne asumăm. Asta e, băi. Ce-ai că nu-ți faci planul cum trebuie de la început? M-am uitat așa, un pic în fentă la partea înainte să plec și uite, vezi? M-a taxat. Da, nimic, avem aici un sens giratoriu, întoarcem și ne continuăm deplasarea. Sper să nu ne tragă de urechi prea tare. Sper să nu întârziem, că asta e tot ce contează. Da, uite, vezi, aerodrom. De asta m-am băgat eu. Sarajevo aerodrom scria acolo. Eu am văzut Sarajevo, am zis că gata, n-am mai citit și restul. Aia. Știam că trebuie să trec prin Sarajevo sau pe lângă Sarajevo. N-are nimic. Învățăm. A, aici chiar e Sarajevo, e și aeroportul, dar e și... Da, ok. Eu am greșit. Asta e. Bine că nu... am șef. Camionul e a meu. Deci, firma e a mea, eu plătesc dările. Eu plătesc motorina, așa că eu cu mic joc de glezne. Eu cu mic și joc de glezne. E bine așa. Aia, fent, am vrut să vă arăt și eu cum e pe aici, mă. Ce aveți, nebunilor? Că nu știați, hai să fim realiști. Trebuie să recunoașteți. Ce ai zis, că nu mai leașe? Ce scârbă. Ce scârbă de om, să nu mă lase, mă, auzi. Ați văzut? Scârbiciu? Ce ai scârbiciu? Mai ce să le faci? Tragi pe ei. Oricum, frumoasă zona. Foarte mișto zona. Pregătim să ieșim de pe autostradă, ca să spun așa.
Hey, tall. Taxa de drum. Că ieșim de pe autostradă, vedem câți bani e așa asta. Hai să vedem câți bani e așa asta. €5. Ce-a, bă, subțire, mă. Subțire, bă, n-ai treabă, e bine rău de tot ce ai. Suntem bine. Mamă, dar ce frumoasă e zona asta. Stop, băieți, aici, vezi? Când ai stop, ai stop, trebuie să ții cont de stop. Că altfel, e buia. Ți-ai ia permisul pentru stop. Practic, aici n-au mai avut chef să... Continuă autostrada și ne-au scos pe un național ceva. Restricția de viteză în localitate 60 de km la oră. Benzinărie. Intrăm în benzinărie, că nu mai... Nu știu dacă mai am încolo. Și nu vreau să... fac pana prostului. Pe bune, dacă nu. Iar nu am de gând să fac pana prostului. Cât o fi, 1.44. Na, e pericol. Asta mi-ar mai trebui să mai rămân dracu' în pană. Și așa am luat amenzile alea. S-a adus 1100, e? Bravo! Dacă nu știi tu. Dacă nici tu nu știi, apoi cine să știe? Ușor că atingem bara. Uite-te și... Atâta am trebuie să ating bara, să-mi stric eu aici toată treaba, ca să vezi tu scandal ce fac. Hai că e bine. Hai că e bine, suntem bine. Ce-a-te? Așa mai vii de acasă, tată. Tot 60 restricție, bă. Bine, ce bă, cu 60, dacă așa vrea. Mă pur rău cu el. Vrea cu 60, cu 60 îi dăm. Nici nu comentez ce ai. Bă,
Oh, am vrut să văd FPS-ul, mamă, ce a apărut aici, numai FPS n-am văzut. La GeForce, Nvidia, bla bla bla. Apăs Alt R și îmi dă să văd FPS-ul. Bine, voi nu-l vedeți, dar îl văd eu și... aparent în joc Alt R ăsta are o altă semnificație. Adică îmi dă peste cap toată treaba. N-are, contează. CPU-ul folosește doar 30-35%. Maxim 35%. De fapt nici nu prea ajunge 35, ajunge 34%. Ok. Restricție de 70. Totuși nu cred că e cazul, cred că o să putem ține și un 64. Pare 70, pare cam mult pentru serpentinele astea. Ora 5 și 17 minute. Imediat se va nopta. Va apune soarele. Păcat, pentru că... Bine, nu cred că mai avem foarte, foarte mult. Dar... aș fi vrut totuși să nu mă prindă noaptea, să mă pot bucura de întreaga priveliște până la Tirana. Grafic vorbind, update-ul 1.5.0 aduce foarte multe îmbunătățiri. Am văzut că au lucrat ceva pe la umbre și au ceva modele de copaci în plus. Practic e un update ce ajută și venirea DLC-ului pe Grecia, așa că da. Uite mă că avem aici avem benzinărie. Cred că ajungeam până aici fără probleme. Avem limita de viteză de 50 de km la oră. O să facem o mică pauză, de fapt nu pauză, voi nu faceți pauză, dar vreau să mergem un pic în dreapta aici pentru că avem posibilitatea să vedem un pic această zonă și altfel decât prin prisma unei viziuni din acest cadru, din partea șoferului, așa că o să ne abatem doar un pic ules de la drum. Și după aceea revenim pe traseu, pentru că ar fi și păcat să nu ne bucurăm de asemenea imagini. Sper să reușim să ajungem acolo. O zonă foarte, foarte frumoasă. Ia să vedem dacă reușim. Cred că aici e, că nu mă înșel. Dar nu văd... S-ar putea să nu reușim să ne bucurăm. Ia, stați așa un pic. Nop. Îmi arată pe mapă, dacă o să ne uităm un pic. Hai să vă arăt. Mi arată aici o zonă unde noi putem să avem o vedere ceva mai
Mai ok, dar aparent, uite că nu știu cum să ajung acolo. Posibil să fi trebuit să intru înăuntru cumva mai mult cu camionul. Să nu intru și să nu mai pot să ies de acolo. Pentru că nu aș vrea totuși să... Da, nu știu ce să zic, mai degrabă nu mă risc. Așa că o lăsăm baltă. Nu știu exact care-i faza și decât să intru acolo și să mai pot să ies, că ați văzut ce am în spatele meu. E clar că e vorba de acel castel, cred. E un castel acela, trebuie să recunosc. Nu știu cum altfel aș putea să ajung acolo. Da, e o zonă foarte frumoasă. Posibil să fie un alt drum pe aici, prin zonă. Să ajung, să mă facă să ajung acolo, nu știu ce să zic. Nici nu vreau să îngădui prea mult prin zonă. Asta e, am încercat. Aveam impresia că mă dă chiar acolo și vroiam să vă arăt ceva special. Dar nu e chiar atât de simplu. Ne întoarcem înapoi așadar. Ce coadă am făcut din urma mea. Băi, ești nebun. Ok, nu mă ceartă nimeni. Nu mă ceartă nimeni. Bă, aici toți fac dreapta, nu merge nimeni înainte? Ok. Hai că ne las. Atât am vrut să aud. Aici undeva trebuie să facem stânga. Aici, întortocheată e treaba pe aici. Ești nebun? Ce zonă? Ce zonă? Pa. Mic incident. Că avem prefabricate. Poate nu mai ajungem cu ele. Trage-mă, sconiuța mea la deal n-are treabă. O să mâncetișor totuși. O să mâncetișor că... Uite-te și tu. Altă benzinărie. Ah, bă, că aveam o benzinărie. Nu mi-am dat eu seama așa, dar era treabă, mă. Era de unde să alimentăm.
băieți, la pauză, alea, alea. E... Păi nu. Dat-o mai larg așa să nu mai întâmpin iarăși probleme. Aici avem un pic de semafor. Ok. Uite o mamaie în dreapta acolo. O vedeți? Ești nebun, ce faci mamaie acolo? Ia uite-o. Ce cauți mamaie acolo, mamaie? Oleu, mamaie. Uite-o cum stă el la terasă, auzi? Hai că vine noaptea, tata. Mamă, ce-mi place apusul și răsăritul în jocul ăsta, e fenomenal, deci n-ai cum așa ceva. Nu prea era traseul ăsta de prefabricate, dar hai, fie. Fie. A zis eu bine că o să ne prindă noaptea. Aia e, nu-i problemă. Noi să fim sănătoși. Până în prezent am mers foarte bine. Două amenzi, da. Asta e din greșeala mea. Mi le asum, asta e. Treacă șeful la mine în catastiv acolo. Ce să fac? Mă dau capul de pereți. Aia. Limită de viteză de 70 de km la oră, dar păstrăm o viteză totuși un pic mai mică. Mai mergem și noi la consuma și la fentă. Foarte frumoasă priveliștea, e... E no comment și nu vorbesc prostii, deci e fenomenal. Avem o restricție aici de 50 la oră și nu vreau să mai iau amendă, las-o încet. Chiar nu vreau să mai iau amendă, pe bune. Intrăm pe 40. Mergem ușurel că nu... Nu ne grăbește nimeni, este timp. Da, mă, da, uite benzinării la greu peste tot. Și eu mă temeam că, vai, Doamne, rămân în drum. 40 limită de viteză. Iarăși în acest tunel. Sunt o succesiune de curbe aici, serpentine, deci limitarea de viteză este justificată. Uitați-vă ce nori acolo, ce... V-am spus și paleta de culori e foarte realistic ce am putut să scot. E superb, e superb. Aici am spune că pot să merg cu 70 la oră, pe bune. A, să mergem noi mai bine constant așa. De fapt și 40 e mult. Să mai reducem un pic. Rămâi la volan, Dorele, că nu-i cum dau un third person, gata, o gafez. Cel mai bine rămâi la volan, că faci treaba mai bună.
aici e foarte, foarte strânsă curba, așa că o să o lăsăm așa ușurel. Control așadar. Trebuie în față un pic, să supără nea polițistul și nea de urechi. Control de frontieră, hai să vedem. Uităm un pic și pe mapă, dacă tot suntem aici. N-am mai avea mult. Dar destul cât să ne prindă noaptea, asta e clar. Da, mulțumim frumos. Destul de neurat încolo. Se vede mare fel și noaptea camionul ăsta. Cum mă surprinde. Lăsăm încetişor, totuși coborâm la vale. Retardorul activat. Pe aia nu depășim viteza de 55. Cred că se și aude ceva dacă sunteți un pic atenți. Foarte bun retardorul Rascania. Și asta mă refer, fiți atenți aici, mă refer și în realitate. Deci retardorul de pe Scania nu prea îl regăsești, cel puțin la camioanele pe care eu le-am condus. În realitate, retarder mai bun ca la Scania eu nu am avut. Bă, dacă îl puneai să țină retarderul ăla la 50, păi 50 ținea, frate. Maxim, eu știu, se ducea poate 51, adică foarte puțin. În schimb, la man îl dădea peste cap, nu reușea să țină. Dacă mai ales mai aveam greutate mare și nu l-ajutam, mi-l dădea peste cap. Deci văd că și în joc îl ține bine. Foarte bine chiar. Era inevitabil să nu mergem noi și un pic pe timp de noapte. Trebuie să recunosc că îmi place și pe timp de noapte. A ieșit un episod destul de lunguț, dar... nu ai cum în momentul când vrei să ajungi și în alte zone. Trebuie să mai ieși din tipar. Eu sper, sper că a fost plăcut drumul, că e plăcut drumul încă.
să vedem aici, avem iarăși restricție. Da, 60. Am apăsat frâna de mână să văd dacă ține, ține mă, ține bine tare, nu așa. Chiar eram curios să văd dacă ține. Hai ușor, coborâm la vale un pic. Am impresia că am și poliția în spatele meu. Vreau să fac o prostie. Ia auziți retardă-mă. N-ai cum cu el, bă, tata, n-ai cum cu el. E bun rău. E bun rău. Mai că în joc aici trebuie să-l setezi cu 5 km mai mic ca să țină, înțelegi? Adică pui cruise controlul la, dacă vrei 50 km la oră, să țină la 50, tu pui 45 cruise controlul și în momentul când coboară la vale, el stă la 50. E testată treaba de mine, așa că mergeți pe încredere. Podgorica. Și un pic de lună acolo. Super view. Roșu. Af. Pregătim să facem stânga. Cam nimeni pe stradă, e ora 10 și 7 minute.
Asta e, mă. Dacă am câștigat, am câștigat, am ieșit din acest oraș. Următorul oraș e Tirana. Ușor că n-are rost. Ușor că nu are rost. Și de viteză că cum trebuie să turnăm, ne apropiem de pol, de piaj, de plată a taxei de drum sau taxa de autostradă. Pe aici trebuie să mergem noi. Am greșit-o un pic. Aia e. E prima dată. Nu ne ceartă nimeni, ne vede că suntem cu numere străine. Ce să ne facă? Atât s-a putut, nenea. Intrăm în Albania. Aparem și aici, avem avem oprire. Hai bă, că am rezolvat-o și pe asta, ce-ai? Hai, tătii, hai! Hai că ne prinde dimineața și am marfă. Și aici ne duc prefabricatele astea, îți dai seama că e vreun șantier ceva. Faruri automate, da, să ne înțelegem, alea, ați văzut cum se schimbă singur? Uite, vedeți? Pac, se dă fază scurtă singur. Asta zic, adevărăciune. N-ați văzut așa ceva, este? Pe bune, nu le schimb eu doar le-am activat. Și ele singure se faruri adaptive. Ce ai făcut, tată? Păi da. Păi da. Stai că am intrat pe 40. Păi și oricum cu viteza că o iei.
Credeți că m-a băgat fază lungă? Singur. Auzi cum mă lepe ăla, credeți-mă pe cuvânt. Ia să vedeți cum dă din tuneric, cum bagă fază lungă. Acum, na, el vede în față că nu sunt faruri, nu aia, de-aia mai dă faza lungă. Bine, nu mă deranjează. Poate să-i orbească și pe ăștia din față, că... și ei mă orbesc pe mine. Am zis că următorul oraș e Tirana, dar cred că m-am înșelat. Opa, eu uite-l bă cum a intrat bizonul ăsta. Ții tăi. Terminaților, cum vreți să muriți. Nu știu, pare că n-am mai fost niciodată pe aici. Am fost sau n-am fost? Nu știu. Nu seamănă deloc cu ce... Da, continuă. Au trecut camioane din partea cealaltă, bă, băiatule. Mamă! Ei, de aici încolo am fost. Da, mamă, cât a volumul acolo. Ceasul, e 1 ceasul. Ce ai făcut, mă? Ce mă primesc ăștia la descărcare la ora asta? Un paznic ceva, trebuie să fie ceva. Oricum trebuie doar să las remorca, nu... Am eu treabă. Da, mă-i bine rău de tot ce ai. Suntem bine.
Mai avem un pic. 2-3 km și am ajuns la firmă. 2-3 km și am ajuns la firmă. Opa, ia uite. Și aici, mă? Bă, băiatule. Ce a mai făcut și asta? A intrat în spatele la unul, ceva a făcut. Uite un vițel. Neee, ce faci, mă? Ia dă-mă să opresc varele astea adaptive, când termin oamenii sunt prin oraș și el dă fază lungă. Hop, ușor, tată. Ușor. Ușor. Lua ceva, o să ajungem până aici. Acum câți kilometri fi făcut, nu știu să zic, dar am băgat un pic astăzi. Așa. Firma trebuie să fie pe aici, pe undeva. În stânga. Uite și firma. Betunija. La Betunija. Voi ați cerut prefabricat, eu vi le-am adus. Să fiți sănătoși. Cărămidă, ce aici? Mai fac ăștia vă fabrică ceva. Aparent. Din ce văd eu. Unde-i? A, dincolo, uite. Tocmai în curtea cealaltă. Nice. Ok. Ok. Dar aparent destul de serioasă treaba. Hai să vedem cum intrăm și cum putem să ocolim. Nu putem să ocolim. Deci va trebui să tragem cu spatele acolo înăuntru. Băi, ești nebun? Ia uite-o leacă ce trebușoară avem aici. Hai mă să încercăm. Hai să încercăm. Vedem ce putem face. O să cam fuțim cauciucurile, din păcate. Avem ce face. Încercăm. Facem o fel de românească ceva aici. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Ia să vedem. Ia să vedem ce putem să facem. Să vedem. Nu se iasă din prima, îți dai seama. De fapt nu se iasă nici din a doua, așa. Stai așa un pic. Stai un pic să o gândesc. Deși aș fi putut să mă duc. Ia stai așa un pic. Facem noi altfel. Facem noi altfel. Facem noi altfel. Da-ra-ra-ra-ra. Intrăm pe poartă cu ea cumva. Da, nu, serios, o să vedeți eu imediat. Nu, că nu, opa, ce nu ies. Op. Vreau să facem o mășcherie. O mășcherie facem. Era sol din cauza la... Rezolvăm. Nu sunt cu trachiarul și nu pot să întorc capul după oglinzi. Ceea ce face că...
Se duce în funcție de cum învârte eu volanul. Așa se duce camera. De asta e o problemă. Pentru că nu pot să parchez dinăuntru din camion. Deși știți că mie așa îmi place. Și facem așa cum am gândit-o eu. O să dăm afară, intrăm cu fața acolo. Să vedeți. Hai mă, intrăm așa, Leri, uite-o. N-am vrut. Intrăm direct de pe poartă, direct acolo. Vedeți. Așa va intra. Așa va intra, că nu are ce să fac. Acolo reușeam așa, dar trebuia să fac foarte multe manevre și nenoroceam și cauciucile. Nenoroceam sigur cauciucile, că am văzut după cum a venit românească aia acolo. Nu chiar vreau să-mi bag joc de remorcă. Capul tractor n-avea nimic, dar remorcă. Ei, nenoroceam cauciucile la remorcă. Așa vine un pic de românească. Dar n-ai ce să-i faci. N-ai ce să-i faci, e destul de îngust și ăștia au pus fez exact asta aici. Știu ei, golane, ce știu. Știi? Ușor. Ușor, nu te uita la bani. Cine așteaptă și oamenii acolo? Băi, să nu... Pentru a finaliza livrarea, bă, nu vezi mai primi, bă, bă, stai liniștit că nu fac eu din asta. Auzi la el. Cum adică? De obicei, în realitate, când intri la o firmă, trebuie să te duci la birou, să-ți spună unde trebuie să te scarci, să predai... Hop! Ia uite-mă! Să predai actele... Și după aia să amatiți care pe bara, nu știu ce amatiți. După aia să intri la descărcare. De obicei ți se spune unde trebuie să te scarci. Și da, nu ești asistat. Adică nu vă imaginați că cineva vine și vă îndrumă cumva și vă spune, bă, vezi că tu așa trebuie să parchezi aici. Mai vin, se întâmplă la unele firme să fie așa, dar de obicei îți spune, vezi că trebuie să tragi la rampa cu tare, intri acolo și te cuplezi acolo sau, bineînțeles, descarci, deschizi ușile și aștepți. Da, să vină bănuțul, zic, că noi ne-am făcut treaba. Am avut 1049 de kilometri, 20 de ore și 35 de minute, am consumat 676 de litri de motorină. Da, ce să zic, a fost o cursă pe cinste, păcat că n-am ajuns pe zi, dar vedeți și voi, uite, am avut o parcare dificilă, ca să spunem așa, pentru că, da, e prima dată când ajung așa într-o poziție de genul. Păcat că nu am avut rachiarul activat ca să pot să mă uit în oglind și să facem parcarea din cabină. E cu totul altceva. Ne oprim aici așadar. Uitați de like, uitați de share și bineînțeles să vă abonați. La revedere, numai bine!